O plantație de arbori paulownia a fost distrusă aseară într-un incendiu produs în localitatea Toporu. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul detașamentului Giurgiu cu două autoturisme speciale de stingere. În sprijin a mai fost solicitat un echipaj de pompieri de la ISU Teleorman. Aceștia au constatat faptul că incendiul se manifesta violent cu degajări mari de fum. Au ars aproximativ 2 hectare de plantație de copaci paulownia și aproximativ 6 hectare de vegetație uscată, lăstăriș și mărăciniș. Cauza probabilă de producere incendiului a fost fumatul în locuri neprotejate corespunzător. Respectarea unor reguli simple poate preveni producerea unui incendiu cauzat de fumat, iar pentru înlăturarea riscului se recomandă să nu aprindeți țigara dacă vă întindeți în pat pentru a vă odihni. Este foarte probabil să ați mucurile de țigară incandescente pot cădea pe covor sau pe orice alt material combustibil și astfel poate lua foc întreaga locuință. Folosiți o scrumieră potrivită, grea, care să nu se răstoarne ușor și să fie confecționată dintr-un material ce nu ia foc dacă fumați într-o încăpere. Puteți pune în scrumieră puțină apă, care va favoriza stingerea rapidă a resturilor de țigări. Stingeți țigara în scrumieră, niciodată în coșul de gunoi și nu lăsați scrumul sau țigara să ardă în scrumieră. Nu aruncați mucurile de țigară pe jos, în special în apropierea locuinței, a magazinelor de lemne, a depozitelor de furaje sau a adăposturilor de animale.